UPL vă recomandă Signal și Rancona. Am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Ați văzut ce ne spunea domnul Dimitrie Muscă. Poate să mute pierderea când e cazul și în partea de vegetal. Are posibilitatea să jongleze cu prețul pentru că are o afacere integrată, magazinele de cartier, dar știți cum e, e cale lungă până să ajungă mulți dintre dumneavoastră să facă ceea ce face domnul Dimitrie Muscă. Ne-am dorit să fie mult mai mulți astfel de antreprenori, dar e destul de greu, destul de dificil. Poate se inspiră și unii și alții, poate găsesc așa o soluție în tot lanțul ăsta de la furcă la furculiță și preiau din spusele domnului Muscă, dar până acolo haideți să vedem ce fac cei care cresc porci în România în clipa de față, cât de dependenți sunt de piața asta internă, că de export nici nu poate fi vorba să mai exportăm, că noi nu reușim să asigurăm pentru propria populație un consum suficient de mare. Vorbeam despre campaniile astea pe care statul ar trebui să le facă sau fiecare dintre noi ar trebui să conștientizeze că e nevoie să aleagă produsele astea românești și nu doar de dragul producătorului, din motivele enumerate un pic mai devreme. Poate că într-o bună zi fiecare ar trebui să stea așa un pic și să se gândească, mă, ce am eu de câștigat pe termen scurt, cum spunea doamna Ene, sau pe termen lung, când vin vremuri destul de complicate pentru noi toți, dacă vrem să avem un stat puternic de care să ne și putem bucura, la care să ne putem de fiecare dată duce cu încredere și să nu spunem, domne, statul român e așa cum e, n-are de unde, hai să vedem cum scoatem cămașa. Campaniile astea sunt binevenite, dar la fel de binevenite ar fi și alte lucruri care, dacă s-ar clarifica în perioada următoare, sunt convins că dumneavoastră ați avea mai multe șanse de izbândă. Forța de muncă, iarăși un subiect delicat. Poate că atunci când începuse starea aia de urgență și veneau foarte mulți români de afară în România, era așa o rază de speranță că vă găsiți mai ușor lucrători. Acum exodul e mai accelerat decât era înainte. Acum, ca să nu depășim ce spuneți mai devreme, din nefericire e cam greu să ai momente de introspecție în momentul în care te temi de ziua de mâine. Până când nu vom ajunge să avem o stabilitate, știu, și financiară și emoțională la nivelul populației, va fi greu pentru, cel puțin așa văd eu lucrurile, pentru cetățeanul de rând sau pentru oricare dintre noi să aleagă altfel decât din punctul de vedere al buzunarului. Și atunci va alege ceea ce îi se oferă mai ieftin, închide ochii, asta e, atâta pot să-mi permit să dau, chiar dacă poate l-ar ajuta pe vecinul balaban care are ferma mai încolo, voi cumpăra ceea ce îmi permit. Pe de altă parte, tot din același raționament, fiecare din crescătorii români ar trebui să, mai ales crescătorii mici, ar trebui să fie mult mai atenți atunci când achiziționează animale, atunci când au grijă de animalele lor pentru a preveni infectarea lor cu pesta porcină africană și să devină conștienți de faptul că aceasta este o boală mortală care le poate afecta foarte, foarte grav, ceea ce au reușit să agonisească, pentru că sunt, și a fost zilele trecute în media acel reportaj de undeva din județul Vâlcea cu un crescător căruia i au omorât 57 de porci. Într-adevăr, este o tragedie pentru familie să-i explici de la mic la mare că acele animale vor fi ucise datorită unui virus imaginar pe care nu-l vezi. Dom'le, toate animalele tale sunt bolnave. Pentru că unul pe unul l-am depistat pozitiv. În momentul ăla, bine, intervine și măiestria autorităților de a negocia cu respectivii oameni, dar și persoanele respective, crescătorii, trebuie să conștientizeze riscul la care se supun în momentul în care nu respectă niște reguli minime de biosecuritate față de animalele lor. Spuneți dumneavoastră, iertați-mă o secundă, pentru că n-aș vrea să trecem peste aspectul ăsta pe care l-ați enunțat un pic mai devreme, de faptul că nu poți să impui românului să cumpere un anumit produs dacă un alt produs e ceva mai ieftin. În același timp,
conform datelor INS, în fiecare an, fiecare dintre noi aruncăm undeva la 129 de kilograme de mâncare. Deci risipa alimentară la nivelul populației din România, vă dați seama la ce cote se ridică. Dacă fiecare român aruncă în medie 129 de kilograme de mâncare. Deci e clar că sunt multe produse pe care le cumpărăm din alte state în cantități mult prea mari pe care le aruncăm. Și atunci poate n-ar fi mai bine să alegi un produs de o calitate mai ridicată, chiar la un preț mai mare, pe care să-l și consumi. Cu siguranță. Decât să cumperi, nu știu, 5 kg de carne de porc din Spania, decât să cumperi 3 din România. Și sunt convins că pe alea 3, sigur, te folosești de ele, nu mai spun că alea din Spania, poate că au și prea multă apă, nu știu, nu mă pricep, dar am mai auzit și eu. Vedeți, la noi de obicei, și mai ales la țară, resturile acestei alimentare ajung în hrana porcilor. Corect. Ori, acest lucru este ok, dacă nu ai altă posibilitate să-ți hrănești animalele, să le dai porcilor, numai că, având în vedere, revin, evoluția peste porcile africane, ar trebui să eviți în orice proporție să faci acest lucru, dacă chiar nu ai nicio altă posibilitate, măcar acele produse ar trebui fierte. Eu mi-aduc aminte, eu am crescut la oraș, în Focșani. Dar mergeam la bunicii mei la țară, undeva lângă Focșani, și bunicul meu tot timpul avea porc. Și tot timpul mă uluia faptul că el tot timpul îi dădea mâncarea fiartă porcului. Și îmi spunea, domnule, din cauza pestei. Bunicul meu a murit de mulți ani, 30 de ani. Deci am și uitat, mi-am adus aminte de pestă și de toate aceste măsuri de prevenție acum. Bine, le-am învățat la școală, dar nu le-am conștientizat. Până când nu te lovești de un lucru, nu-l conștientizezi. Și acum, băi, uite-mă că și bunicul meu fierbea tot timpul. Porc, chiar dacă îi dădea pere sau îi dădea mere sau îi dădea lături, ci dădea acolo, le fierbea tot timpul, că se temea de pestă. Sunt lucruri simple, banale, care, dar sunt singurile care ne pot proteja avuția, ce avem noi acolo. Pentru că suntem, oamenii care cresc animale nu le cresc neapărat vor să consume carne fresh produsă de ei la ei în curte, ci pentru că e modul prin care își pot asigura ei carnea aceea, minimul acela, într-un an de zile. Ori, de ce să nu protejeze? Protejează, dom'le, cumpără de la ferme porcii, cumpără, informează veterinarul de fiecare dată când intenționezi să faci o asemenea tranzacție, hrănește-l cu alimente care să nu conțină resturi alimentare, iar dacă trebuie neapărat să conțină resturi alimentare, nu altă posibilitate, fierbele. Schimbă-ți încălțămintea, schimbă-ți îmbrăcămintea, sunt lucruri de bun simț, nimic în plus. Deci nici noi în ferme nu avem vreo soluție magică, nimeni pe planeta asta nu are vreo soluție magică. Și vis-a-vis de COVID, spală-te pe mâini, nu duce mâna murdară la față. Sunt lucruri banale, banale, dar greu de implementat. Da. Da, deci așa cum am spus, este vorba despre educație, pentru că avem 129 de kilograme, risipă alimentară per locuitor. Exact. Este vorba de informare, pentru că consumatorul trebuie informat atât pentru ceea ce poate să achiziționeze din magazin, cât și pentru risipa alimentară. Deci la bază nu este educația, că nu trebuie școli foarte înalte ca să trebuie educat consumatorul. Exact. Printr-o campanie puternică, pentru că risipa alimentară nu este bună pentru nimeni. În al doilea rând, ați tot spus că, domnule, cumpărătorul trebuie să aleagă dacă costă un leu mai puțin cea din import. Nu costă un leu mai puțin cea din import. Carnea în magazin este toată la fel, la același preț, cred. Nu cred că cea din România este la 13 lei și cea din import este la 12 lei. Problema este prețul de achiziție a cărnii din România. Acolo, despre asta discutăm. Pentru că atunci, din 2013 până acum, și eu mă reîntorc, singurul motiv pe care cei care achiziționează porcul din ferme este, domnule, a scăzut porcul în afară. Vine foarte multă carne din import. Astea sunt motivele de bază. Dar chiar vine. Așa. 80% vine din import. Adică în momentul ăsta, da. În momentul ăsta chiar nu putem nega, într-adevăr. Da, chiar vine foarte multă carne. Spunea mai devreme doamna Drăgănescu despre fermele de scroafe.
Și despre cooperativele și cheltuiala care s-a făcut. Da, sunt necesare aceste ferme de scroafe, pentru că avem un deficit și mai ales acum. Știm foarte bine că suntem deficitari și situația este tragică. Dar nu vor rezolva problema acum. O vor rezolva pe termen scurt, pentru că nu se realizează peste noapte. Dar este impetios necesar să avem banii pentru aceste ferme, pentru că dacă nu faci investiții, pe viitor nu o să mai ai nimic. Este adevărat că este criză și în criză nu toată lumea se gândește să investească. Dar nici nu poți sta să vezi cum sectorul se reduce practic la zero. Probabil că am mai avut prin 2000 o situație de genul ăsta. Da. După aceea discutăm despre achiziție la persoane, GP-uri. Porcii din GP-uri. Ceea ce nu mi se pare corect, nu mi se pare corect ca un cetățean să crească 100, 150, 200 sau 50 de capete în gospodărie pe care le vinde și nu plătește nimic statului român. Nu plătește nimic statului român în gospodăria asta când a intrat pesta. Respectivul cetățean a fost despăgubit. Peste câteva luni populează din nou. În momentul în care a intrat pesta în fermă, omul ăla are o investiție, are rate la bancă și un an și jumătate stă și nu produce nimic, dar plătește. Pe când cetățeanul și-a primit și banii, nu a pierdut niciun leu și își reia activitatea. Vi se pare corectă o situație de genul ăsta? Tuturor li se pare corect? Noi nu vrem ca omul să nu-și mai taie porcul de Crăciun, pentru că este rădăcinat, e tradiție. Nu, și trebuie. Cei care au prea multe capete să se fiscalizeze. Să se fiscalizeze și să respecte un minim de biosecuritate. Să respecte regulile. Un minim măcar, ca să nu, ziceți, nu trebuie, circulă porcii dintr-o parte în alta a țării. Cam în toată țara sunt ferme. Cetățeanul care vrea să-și taie porcul la 100 de kilograme poate să meargă la o fermă acolo unde DSV-ul îi permite, cu un aviz de la medicul din comună, de unde vrea dumnealui, să-și cumpere un porc pe care după aceea să-l taie, pentru că prețul nu este foarte mare. Toată lumea trebuie să gândească că Samsarul mai are un adaos pe lângă ceea ce vinde. Toată lumea trebuie să gândească că sutele astea de porci din, ziceți, de la Samsar, nu sunt porci crescuți cu grâu și porumb, cum îi creștea bunicul meu odată sau bunicul colegului meu. Nu, sunt porci proveniți din ferme. Haideți să spunem lucrurile pe față, da? Și se duce probabil orășeanul, că așa se întâmplă, cum suntem noi toți, și zice, vai, uite porcul ăsta care e crescut cu grâu și cu porumb. Nu este adevărat. Deci mergeți către ferme pentru că este sigură, sunt controlați, se fac analize periodice, sunt crescuți cu cereale și furajați așa cum trebuie și este un produs de calitate. Dar este mult mai sigur să fie achiziționat de oricine în gospodărie sau nu și după aceea tăiat. Prețurile nu sunt extrem de mari la poarta fermei, ca să ne înțelegem. Sunt mai mici decât la Samsar. Absolut. Mai am o observație. Vă rog, nu, 10 secunde de publicitate și apoi revenim. Avem o... Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Am revenit. Vă rog, domnule doctor Balaban. Mai e un paradox, o chestiune pe care nu pot să o înțeleg vis-a-vis și care a început să se clarifice în mintea mea, mai ales de când în ultimii ani. În România producem 4 milioane de porci în ferme comerciale. Importăm carne, echivalentul a undeva în jurul la încă 4 milioane de porci. Valoarea importurilor anul trecut a fost undeva în jur la 680 de milioane de dolari, dar aceea a fost carne proaspătă sau carne congelată, care a venit în România, apoi a fost pusă pe piață la vânzare către cetățeni. În afară de asta, deci ăștia sunt bani care pleacă din țară, da? În afară de asta mai avem acești crescători nefiscalizați, care, conform statisticilor, mai reprezintă undeva între 3 și 4 milioane de porci. Știți cât înseamnă valoare de piață? 3 sau 4 milioane de porci? Sunt 1 miliard 500 de euro pe an. Bani din care statul român nu câștigă nimic. Ba mai mult decât atât, acești bani poluează piața fiscalizată. La fel,
cele 700 de milioane de euro care pleacă din țară pentru a achiziționa această carne din import, sunt iar bani din care statul român nu câștigă nimic. Deci statul român pierde într-un an 2 miliarde, peste 2 miliarde, doar pentru că nu reușește să controleze sau să țină în frâu un mic sector neînsemnat din agricultura României, care se reprezintă și iar o, nu știu cât mai reprezintă agricultura României din PIB-ul României, probabil, nu știu, 4%, 5% din PIB. Deci, nesemnificativ. Dar numai sectorul ăsta, atât de neînsemnat, pierdem acolo șansa de a fiscaliza peste 2 miliarde de euro într-un an de zile. Vedeți, ar fi niște măsuri pe care statul ar putea să le ia fără costuri și, dimpotrivă, care să-i aducă și niște venituri. Numai că și aici ar trebui niște momente de introspecție unde să-ți dai seama, domnule, ce ar fi mai important? Ce e mai important pentru mine pe termen mediu sau scurt mediu? Păi, cred că cel mai important pentru mine e să mă voteze lumea la alegeri și atunci nu mai fac nimic. Și oricare ar fi acolo va avea fix același discurs și se va gândi, domne, după alegeri toate lucrurile se vor rezolva. Nu știu după care alegeri, dar să sperăm că după următoarele alegeri lucrurile se vor rezolva. Să vă încurajez, să vă spun că nu mai e mult până la alegerile de iarnă, așa că n-ar mai fi mult de așteptat. Mai vedem. Da. Forța de muncă, un alt subiect dureros. Forța de muncă calificată. Forța de muncă... general, cred că și calificată și necalificată e greu de găsit. Da, da, forța de muncă calificată zero. În momentul de față nu există disponibilitate pe aceasta. Nu există. Practic acest sector nu mai există, pentru că nu mai avem școlile acele tehnice care să pregătească tehnicieni veterinari sau, eu știu, tehnicieni, zootehnici, nu știu dacă există această specializare. Deci, practic, specializarea se face la locul de muncă. La noi avem două categorii de angajați. Sunt angajați supracalificați, adică angajăm medici, veterinari sau ingineri zootehnici pe post de șef de sector, tehnician sau mai știu eu ce. Și avem muncitori total necalificați care nu au absolut nicio pregătire, nici măcar clasele primare absolvite, și atunci încercăm pe cei care au un minim de aptitudini și care reușesc să și dovedesc inițiativă și spirit, încercăm să-i educăm în spiritul nostru și să îi facem competitivi și productivi. Practic, așa cum spuneați mai devreme, înainte de sau la începutul crizei cauzate de COVID, ne gândeam că s-ar putea să avem un aflux mai mare de forță de muncă. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar acum chiar mi se pare că e puțin mai dificil și tinde să se accentueze această situație. Nu reușim să găsim forță de muncă de niciun fel disponibile pe piață. E din ce în ce mai greu, probabil, să mențineți afacerile astea în tot contextul ăsta despre care am discutat, dar na, mi-ar plăcea să cred că vor apărea soluții atât din partea fermierilor, și când mă gândesc la soluții din partea fermierilor, una din ele ar fi acea asociere în cooperative, nu? Că am văzut ce se poate face, că și acolo la domnul Muscă, cei care nu știu, sunt mai mulți acționari, sunt vreo 2000 și ceva de acționari, dacă am reținut eu bine numărul, și cred că l-am reținut, lucrează în forma asta și uite că rezultatele se văd. Mai sunt și alte exemple. Vorbim de domnul Dimitrie Muscă pentru că e la nivelul cel mai înalt și e bine să trimiți întotdeauna semnale de la astfel de oameni ca să înțeleagă și ceilalți ce se poate face. Deși în România se poate face, dar mai sunt și alți. La nivel ceva mai jos, dar sunt oameni care se străduiesc. Asta ar fi pe partea antreprenorilor, pe partea fermierilor, iar pe partea statului ar fi să fiscalizeze anumite activități și să pună piciorul în prag acolo unde e cazul. Adică cei care merită să plătească încât să nu mai facă a doua oară. Pentru că altfel nimeni nu o să facă din proprie conștiință, sau dacă sunt numai amenzi de-astea mustrări modice. Și modice, o să discutăm despre peste mulți zeci de ani de acum încolo. N-aș vrea să fie adevărat, dar mi-e teamă că așa cum se derulează lucrurile în România, e un fenomen de care nu vom scăpa prea
prea repede, sunt 3 ani și mai bine de când a intrat. 2017, 31 iulie, da. Parcă așa s-a întâmplat. Da, da. La Satu Mare, venită din Ucraina. Două cazuri, Perpedes. Două porca. Da, nu știm cum, dar cert e că de acolo... S-au apicat din cer. S-au apicat din cer, de acolo a început toată nebunia asta. Nu mai avem multe minute până când trebuie să încheiem emisiunea. Cred că vreo 4 minute mai sunt la dispoziție. Aș vrea să vi le acord dumneavoastră, doamna Ene. Ce ar trebui să înțeleagă atât decidentul politic, cât și colegii dumneavoastră fermieri? Vorbeau mulți de amânarea ratelor, de facilități fiscale. Când o veni ajutorul ăsta pe COVID, să dea Dumnezeu să vină cât mai repede, pentru că e nevoie. Autoritățile au spus că o să vină ajutorul. Mă rog, timpul necesar de procesare a cererilor, probabil, nu? Timpul este până în decembrie 2020. Dar știți că era o vorbă celebră, mare timpul răbdare cu noi? Da. Probabil că timpul nu mai are răbdare cu noi și sunt convinsă că se face tot ce se poate ca ajutorul ăsta să vină mult mai repede decât decembrie. Știu dumnealor mai bine și o să anunțe, cred, dar ce pot să facă colegii mei, nu, mă rog, mare lucru la momentul ăsta nu au ce să facă, decât să facă ceea ce știu mai bine, să muncească, că este singurul lucru pe care îl pot face cu toții. Să facă credite, dar nici credite, da. Cred că nu mai facă, nu le mai dau bănci. Deci, la momentul ăsta este o mare problemă, într-adevăr, pentru că se cere o amânare a plăților, a taxelor către stat, către ANAF, pentru că perioada de grație de care era 30 octombrie, că a scăzut, sau 30 septembrie, dacă nu mă înșel. Toate țările europene, în fiecare an, au dat pace fiscală, da? Se numește pace fiscală la italieni sau în alt mod. Adică s-a plătit doar principalul fără dobânzi. Știm foarte bine că ANAF-ul are niște dobânzi exorbitante. Nu poți să împovărezi un sector sau un om care vrea să-ți plătească cu dobânzi enorme și să-l transformi într-un unul care vrea să intre în insolvență sau să facă alte lucruri. Este bine să încasăm banii decât să-l ajutăm să intre în insolvență. De-aia, în momentul ăsta, pentru că avem COVID-19, avem pesta porcină, avem, ziceți, seceta, este bine ca să se găsească o soluție. Este bine ca toți partenerii din piață să încerce să nu-și execute ceilalți parteneri acolo unde sunt creditori, pentru că situația nu o să se îmbunătățească. Trebuie doar să devenim parteneri în adevăratul sens al cuvântului și să reușim să trecem perioada. Dar trebuie într-adevăr blocate ratele la bancă într-o manieră sau alta. Ar trebui să se găsească o soluție. Dar să știți că nici atunci când am fost afectați de pesta porcină, iar eu știu bine pe propria mea experiență, când în 2018 pe o fermă deschisă nouă am avut pestă și a trebuit să ucid animalele, un an jumate, aproape doi, până mi-am reluat activitatea, nu, a trebuit să-mi suport ratele la bancă. Și acolo era tot un caz. Dacă comparăm pesta din fermă cu seceta de anul ăsta, tot un caz de forță majoră. Și a trebuit să plătesc. Și vă rog să mă credeți, situația n-a fost foarte simplă și nici ușoară. Înțeleg foarte bine situația. Probabil că băncile, până la urmă, vor găsi o soluție. Vor găsi o soluție în parteneriat cu fermierii, pentru că eu continui și îmi spunea colegul meu că tot insist pe bănci. Da, trebuie să devenim parteneri. Așa cum BNR-ul trebuie să înțeleagă că nu trebuie să împovăreze pentru creditele astea care nu sunt neperformante. Și dumnealor trebuie să găsească o soluție. Nu sunt eu în drept să dau o soluție pentru că nu cunosc sistemul. Dar bănuiesc că sunt oameni care știu exact despre ce este vorba și pot să vină cu soluții pentru momentul ăsta și pentru momentele viitoare. Mulțumesc, domnul doctor. Un minut. Da. Ceea ce este clar până în momentul de față este că ceea ce s-a făcut sau ceea ce nu s-a făcut nu a condus la o situație fericită, ba din contră, din rău în mai rău. Lucrurile ar trebui să se schimbe. Cum se vor schimba și cine le va schimba e greu de previzionat, însă cred că lucrul cel mai important ar fi ca fermierii care își doresc
să continue acest business, să fie încurajat să facă treaba asta. Pentru asta avem nevoie de predictibilitate și avem nevoie de soluții care să nu ne pună business-ul în primejdie, ceea ce se întâmplă acum în 90% din județele țării. Bun, mulțumesc tare mult. Încheie emisiunea cu un îndemn pentru consumatori să aleagă produsele românești, cumpărați produse românești, cumpărați de la producătorii români. Mulțumesc pentru atenție. Seară bună, numai bine! Mulțumesc!